Sunteți o scurtă intervenție? Vă rog, domnule. Foarte scurtă. Tot din sursele Statelor Unite ne așteptăm ca Iranul să finalizeze o lovitură nucleară, cel puțin una, în următoarea săptămână. Un fapt extrem, extrem de interesant și de periculos în același timp, pentru că disputa atunci va fi de la egal la egal vis-a-vis de poziția Israelului. De aceea suntem foarte atenți la ce se întâmplă aproape de noi. Nu suntem departe, suntem aici la 1000 de kilometri. Da, așa este și urmărim ce se întâmplă.